Aș vrea să-l dau pe spate pe Ștefan Bănică, pentru că mie mi se pare că omul e foarte tare. Și pe el aș vrea să-l impresionez așa, adică el să zică că uite, ce bine de mic, uite ce frumos. Băi, Cezărică, mai mult curaj, un pic mai mult curaj. Tu nu vezi ce timbru ai? Tu nu vezi ce motor ai? Înțelegi? E doar să apeși un pic pe accelerație. Ai motor, băiatule. Ai timbru. Înțelegi? E bine. E ok? Mulțumesc. Nu, acum m-au luat și pe mine emoțiile. Am zis eu până acum în culise. N-am emoții, nu? Nicio problemă. Acum m-au luat și pe mine emoțiile. Ești foarte bun și... ești și frumușel, așa. Mulțumesc. Arăți... Mulțumesc. Eu pot să votez, pot să votez. Drumul, dragă mea. Pentru un timbru unic, frumos și special. Răspunsul meu e da. Mulțumesc. Avem un da. Avem un da. Hai, Horia. Te felicit și îți dau un da. Fără discuții. Bine ai venit la X Factor. Azi cred că ai făcut 3 oameni fericiți. 2 se află în backstage, Luci și mama ta, tata se află acolo, dar toți 3 sunt fericiți pentru că ai luat 3 de da. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc mult! Pa, Cezărică! Mulțumesc! La revedere! Aria, aria, aria! Da. Inima a văzut tare la un moment dat, dar acum am liniștit și sunt ok. Probabil mamei mele și acute, cred că ele au avut mai multe emoții decât mine. Tata m-a susținut mereu în ceea ce fac și mereu mi-a alimentat visul și a încercat să mă propulseze din ce în ce mai sus. Și acum îl simt lângă mine? Da, îl simt lângă mine și știu că de acolo.